Sita Ligia 3 începe să se cearnă. Sita Ligia 3 începe să cearnă, iar Petrolul Ploiești rămâne la suprafață și leagă succesele în seria 3. Petrolul, Alexandria, Turnu Măgurele și Tunari sunt formațiile care au punctaj maxim după două etape de campionat. Gruparea petrolistă este temporar pe locul 4, în timp ce Alexandria deține deocamdată șefia clasamentului. După startul victorios de pe teren propriu, trupa antrenată de Tavi Grigore s-a impus și în prima deplasare la acest nivel după o victorie italiană 1-0 la Sporting Roșiorii de Vede, datorită golului marcat din penalti de atacantul Sergiu Arnăutu. Alte trei puncte au fost valorificate în condițiile în care echipa a jucat fără veteranii săi Daniel Chiriță și Claudiu Tudor. Primul a fost lăsat acasă din rațiuni tactice, iar capitanul a lipsit din cauza unei accidentări. În locul lui Tudor, banderola a fost preluată de fundașul Jean Prunescu. Apărătorul central s-a aflat la originea unei mari ocazii, trimițând mingea în bară și aceeași poartă. Și la aceeași poartă, mijlocașul Ciocălteu a ratat singur cu portarul în prelungirile partidei după o pasă excelentă a lui Georgian Păun. Atacantul a jucat pentru prima dată în acest sezon după ce a scăpat de o accidentare mai veche. Gruparea petrolistă a fost susținută în cea mai lungă deplasare și de peste 200 de fani veniți de la Ploiești. Ei s-au bucurat de victorie, dar au și taxat atitudinea conducerii clubului, care, conform unui mesaj afișat în timpul meciului, a devenit indiferent în relația cu suporterii. Joi, 7 septembrie, de la ora 19, Petrolul va juca pe arena Ilie Oană cu FC Aninoasa, meci care face parte din etapa a treia și se va juca în Devans.